Să citim câteva versete din Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 4 până la versetul 7. Filipeni, capitolul 4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iar îl zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Se apropie cu pași repezi sărbătoarea Crăciunului. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră deja știți ce se întâmplă, presiunea evenimentului, trafic mai mare ca de obicei, magazine supraaglomerate, cozi lungi, mai ales la plătit, nu? Multă lume, femei ocupate și bărbați privind așa în gol, disperați, întrebându-se când o să scape oare de tot calvarul ăsta care a dat peste ei. Cadouri, mai ales pe care nu le-ai cumpărat sau nu ți le-ai dorit, că o să primim și din alea. Felicitări pe care nu le-ai scris, telefoane pe care nu le-ai dat, curățenie, multă curățenie, musafiri, colindători. Gătit mai mult ca de obicei pentru toate surorile noastre. Parcă ne-am promis că la Crăciunul ăsta o să ne concentrăm asupra Domnului, nu? Mai mult decât asupra acestor lucruri, nu-i așa? Dar asta o facem noi în fiecare an. Parcă doream să ne păstrăm un Crăciun mult mai simplu. Și uite că parcă în fiecare an devine tot mai complicat și tot mai sofisticat. Se inventează noi decorații, noi lumini. Eu sunt aproape speriat de niște vecini de ai mei care așa o bogăție de lumini au și nu m-ar deranja grozav de mult lumine când mă deranjează tot felul de animale și obiecte umflate de plastic pe care le înșiră obiecte care n-au nimic de a face cu Crăciunul, cu nașterea Domnului, da? Asta este atmosfera în care noi ne pregătim de sărbători, nu-i așa? Diavolul întotdeauna vrea să ne fure atenția, mai ales la sărbători, de la cel sărbătorit, de la Domnul, și să ne îndrepte atenția spre alte lucruri. În seara aceasta m-am gândit să găsim în Cuvântul lui Dumnezeu o rețetă, să vedem cum am putea să ne păstrăm bucuria Crăciunului intactă. Să nu ne lăsăm prinși în morișca aceasta de evenimente care se rostogolește peste noi. De fapt, să știți că și primul Crăciun a fost un eveniment cu multă presiune și schimbări dramatice, mai ales asupra tinerei familii. Gândiți-vă numai la Maria, de exemplu. Schimbări hormonale formidabile în trupul ei. Poate că din pricina asta relațiile ei cu Iosif au fost mai încordate ca de obicei. Urmează un nou stil de viață. N-au mai fost căsătorite niciodată și știți bine cei care am trecut pe acolo că n-au fost primii ani prea ușor, nu? Pentru că a trebuit să ne ajustăm unul la celălalt. Să nu mai spun că Maria trebuie să înfrunte dezaprobiu public. Toți știau că are deja o sarcină care e problematică. Apoi mai vine și o călătorie neprogramată spre Betleem. Trebuie să călătorească foarte multe mile, probabil vreo 2 săptămâni, cum spun alții, cu călare pe măgar până la Betleem, unde după ordinul cezarului, trebuia făcut un recensământ. Voia să mărească taxele cezarul de la Roma și voia să știe starea financiară a fiecăruia. Călătoria aceasta a Mariei n-a fost fără efort, n-a fost prea confortabilă. Să nu mai vorbesc că vine timpul să nască și nu are unde să nască.
Vă dați seama ce presiuni și ce frământări au fost în mintea și viața acestei tinere femei. Ce să mai spunem de Iosif? Nu? Sarcina Mariei pe care nu a cauzat-o el. Are deja întrebări, a vrut să o lase pe ascuns. Numai un înger al lui Dumnezeu l-a lămurit să rămână mai departe și să o ia pe Maria de soție. Într-o asemenea cazuri, numai îngerul lui Dumnezeu mai poate să facă minunea să mai rămâi împreună, nu-i așa? Are dintr-o dată o familie, este împovărat de responsabilitățile lui față de familie. Are o tânără soție care probabil și însărcinată are toanele ei, nu? Călătoria este lungă, are nevoie de un loc unde să nască soția lui, toate hanurile sunt închise. Iosif nu are un Crăciun prea fericit, este într-o tensiune extraordinară. Apoi, aș vrea să vă spun că niciun Crăciun, de fapt, și pentru noi, nu este lipsit de tensiune și de problemă, nu? Poate că avem probleme financiare, nu? Toată lumea cumpără, numai tu nu poți cumpăra nimic, nu? Toate reclamele de la televizor acum sunt cu curcani, cu cine știe ce friptane și tu nu-ți poți permite luxul ăsta să cumperi ce mănâncă ăla, nu-i așa? Apoi vine singurătatea. Niciodată ca la sărbători nu ești așa de singur. Ai nevoie de sărbători să te caute cineva, să te sune cineva. Ei, nu te sună nimeni. Dar culmea că nici noi nu sunăm pe alții, măcar noi să alungăm singurătatea de la altcineva, dacă pe a noastră nu alungă nimeni. Zilele trecute am citit o carte a unui scriitor român care spunea că cel mai greu lucru pe care el l-a confruntat în viața lui a fost singurătatea. Unii deja o cunoașteți și știți despre ce este vorba. Dar să fii singur, să fii tânăr, ca Iosif și Maria într-un oraș necunoscut, să nu te cunoaște nimeni, nu are nimeni un loc și o vorbă bună pentru tine. Dar de sărbători ne simțim mult mai singuri ca în celelalte zile. Să nu mai spun dacă suntem o gospodină, aveam așa de multe de făcut și energia parcă e tot mai puțin disponibilă, nu-i așa? Să nu mai spun că alții au așteptări foarte mari de la noi, mai ales copiii, nu? Cadouri cât mai mari, cât mai mulți bani, că acum se pare că nu mai au nevoie de obiecte, au nevoie de bani, nu? Credit carduri. Să decide ei ce cadouri își cumpără. Apostolul Pavel vrea să ne dea o rețetă care lucrează în mod sigur la sărbători și v-aș îndemna, haide să fim aproape de Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm ceva, chiar dacă e un pic cam târziu, nu, săptămâna asta mai sunt vreo două zile până vine Crăciunul, totuși și astea le-am putea să le salvăm. Haideți să vedem cum să facem față circumstanțelor deranjante. Circumstanțelor deranjante de sărbători. Și versetul numărul 4 spune așa: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Să știți că Scriptura nu are un sfat din ăla care l-am auzit noi așa des, nu? Don't worry, be happy. Nu? Ați auzit treaba asta. Dacă este ceva enervant pentru mine, ăsta este. Zice, don't worry, be happy. Nu poți să fii happy așa la comanda cuiva și nu te poți descotorosi de îngrijorare așa ca de o haină pe care o dai jos și ai scăpat de ea. Apostolul Pavel nu ne dă un sfat din asta, o vorbă de asta de clacă, de socială care se spune des între noi, nu? Nu este o frază inutilă pe care e bine să o spui la stres, nu? Ci spune să ne bucurăm în Domnul. Nu ne cere să pretindem, nu, că suntem bucuroși. Zâmbetul acela de plastic, how are you? Eu când am venit în America, m-a întrebat cineva, how are you? Și am început să-i spun cum sunt. Zice, no. Ăsta nu voia să basculez peste el de cazurile care le aveam. Că eu am înțeles că ăsta vrea să știe ce se întâmplă cu mine. Nu voia să știe. Voia să spun, I'm okay, you are okay, I'm okay, everybody's okay.
Asta voia el de la mine. Apostolul Pavel nu vrea să ne învețe să spunem vorba asta, nu? De sărbători. Cum e, soră? Bine, slavă Domnului, am de fripcici, curcani, vin toți copiii și nepoții la mine, slavă Domnului, trebuie să fac cozonaci. Nu, Pavel nu ne cere așa ceva. El nu ne cere să pretindem, să ne prefacem că suntem plini de bucurie. Nu ne cere să fim altceva decât ceea ce suntem. Dar trebuie să ne amintim că noi aparținem cuiva și bucuria noastră trebuie să fie în Domnul. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, în El trebuie să ne bucurăm, nu de circumstanțele care le avem. Acum, se pare că noi creștini avem o problemă serioasă cu bucuria, pentru că, în primul rând, credem că bucuria este tot una cu fericirea, nu? Mă simt happy acum și asta e bucurie. Nu e adevărat. Fericirea depinde de circumstanțe. Dacă circumstanțele sunt ok, rezultatele de la doctor sunt ok. Eu am fost așa de îngrijorat după operație până luni când m-am dus la doctor, m-a cercetat asta bine și am spus că sunt ok. Am venit happy acasă. Ei, a fost o fericire mânată, bazată pe o circumstanță. Dar bucuria este altceva. Bucuria nu este fericire. Este darul Duhului Sfânt. Ne aducem aminte că suntem iubiți de Dumnezeu. El a venit în lumea noastră, a venit de Crăciun pentru mine, s-a născut într-o iesle din Betlehem pentru mine, a venit pentru mântuirea mea. Îmi aduc aminte că mâna mea, așa cum a spus Domnul Iisus, este în mâna Lui și nimeni nu mă poate smulge din mâna Lui, indiferent ce se întâmplă în jurul meu. Indiferent cât necaz este sau bucurie este în jurul meu, eu mă pot bucura în Domnul pentru că sunt în Domnul, sunt cu Domnul. Nu pot să uit niciodată că El mi-a promis că o să îmi poarte de grijă în toate lucrurile. Nu pot să uit că în cuvântul lui Dumnezeu mi se spune că nimic nu mă poate despărți de dragostea Lui. Nu mă va lăsa niciodată, va fi întotdeauna cu mine. De aici se naște această bucurie. Cu acestea în minte, atunci, dintr-o dată, perspectiva se schimbă dramatic. Indiferent ce se întâmplă în viața noastră, ar trebui să ne punem câteva întrebări. 1. Privesc acum la circumstanțe sau la adevărurile veșnice? La ce mă uit? S-a stricat mașina, s-a spart roata, trebuie să schimb transmisia sau cine știe ce, imediat ne gândim la circumstanțe, la cheltuieli, du-te, vino, așteaptă, probleme de genul ăsta. Dar ia ridică-ți ochii în sus și vezi cum Dumnezeu conduce toate caleștele astea cerești și niciuna nu lipsește și toate vin exact unde trebuie, nu? Tu aparții acestui Dumnezeu mare care conduce întreaga lume. Privesc jos pe pământ sau privesc spre cerul? Unde mă uit? Să știți că tot mai mult oameni cu minți de astăzi care studiază psihologia umană ne îndeamnă să ne uităm la lucruri de sus, să ne ridicăm deasupra circumstanțelor și să vedem imaginea generală. Dar noi stăm acolo jos, în vermoiala asta de fiecare zi și nu îndrăznim nici măcar să privim în sus spre Dumnezeu. Cât de semnificative sunt aceste circumstanțe din perspectiva veșniciei? Contează pentru eternitate povara asta care o am eu astăzi, îngrijorarea asta că o să vină nu știu câți musafiri? Când eram la Chicago, eram deja îngrijorat serios că vin colindători la mine, că după, într-un an au venit vreo 100 și ceva de tineri, care nu numai că mi-au mâncat toată mâncarea care le-am dat-o, dar au aruncat pe jos prăjiturile și au cam călcat pe ele peste un covor care îl instalasem de curând. Și nu eram prea bogat la vremea aceea. Mi-era groază că vin colindători la mine acasă. Ei, unde te uiți? Te uiți la circumstanțe, băi, vin ăștia, iară murdăresc covorul, iară trebuie să spăl covorul acum, iară trebuie să le fac de mâncare, nu? Și să spună, anii trecuți,
cu soția, am vrut să fim foarte galanți cu colindătorii. Ne-am dus la un magazin, nu știu, era românesc sau unguresc, mai bine dăm vina pe unguri, că pe ăștia putem dă vina. Așa, am cumpărat de, nu știu câți pounds de cârnați, acum să-i primim cu pe colindători cu cârnați. De, când ne-am pus cârnații la fript, ne-am îngrozit și am descoperit. Erau mai mult unsoare decât carne în ei, s-a topit toată unsoarea și au devenit vișle, așa subțirei. Și n-am putut să-i mâncăm, parcă erau făcuți cu rumeguș. Băieții mei s-au supărat, au hotărât că o să meargă cu toți cârnații până la acasă. Mă lăsați-l în pace acum de Crăciun, asta ne mai lipsește nouă, nu? Voi permite oare acestor circumstanțe să mă jefuiască de bucuria Crăciunului? Am să las eu să fiu jefuit de bucuria nașterii Domnului niște prăjituri strivite intenționat sau neintenționat de covorul meu cel nou pus recent, nu? O să mă las eu lipsit de bucuria nașterii Mântuitorului, că cineva în loc să spună Merry Christmas spune alte sorcove, nu? Haideți să hotărâm acum să nu lăsăm ca circumstanțele astea să ne fure bucuria Crăciunului, ci să hotărâm să rămânem în bucuria Domnului, să rămânem cu bucuria Domnului în sufletele noastre. În al doilea rând, cum să facem față persoanelor deranjante de Crăciun? Hai să fim serioși, la sărbători dăm și peste persoane foarte deranjante. Aici avem un verset care e excelent, zice, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și urmează ceva extraordinar, zice, Domnul este aproape. Adică ai grijă că Domnul e aproape și vede exact cum te porți. Oamenii au nevoie să te vadă blând, să te vadă cu minte, să te vadă politicos, manierat. Și ai grijă că Domnul e aproape și vede exact cum te porți, aude exact ceea ce spui. Enorm de mult îmi place versetul ăsta. Știți că partea cea mai deranjantă a Crăciunului sunt oamenii? A, nu chiar toți, nu? Unii. Cumpărătorii, obraznici, nu? Sau vânzătorii care s-au obosit și sătui de atâția cumpărători. Copii nerăbdători, mofturoși, nu? Rude, băgărețe, șoferi creativi, nu? Mr. Scrooge, zgârcitul ăla morocănos, musafirul nepoftit care exact de Crăciun îți bate la ușă, nu? Toți ăștia au un numitor comun. Vor să-ți spulbere bucuria Crăciunului. Vor să te facă, cu alte cuvinte, să fii ca ei, să devii ca și ei. Cineva îți răspunde răstit și ai o tendință extraordinară să-i răspunzi la fel. Ai tendința imediat să-i răspunzi la fel. Cineva conduce ca un idiot, nu? Pe expres. Și ești gata să folosești mașina ca pe o armă. Nu, nu vă uitați așa la mine, că vă uitați așa inocenți, că știu că vi s-a întâmplat fiecare dintre dumneavoastră, nu? Ce cuvinte spunem, idiotul, imbecilul, eu știu, orbul. Zice că doi s-au ciocnit, știi? Și când au ieșit afară din mașină, își dau seama că privea un cruci, știi? Zice, bă, dar tu nu te uiți, zice, pe unde mergi? Și zice alălalt. De asta zice, dar tu nu mergi pe unde te uiți. Nu. Că aici e o problemă foarte mare, că unii nu merg pe unde se uită și alții merg pe unde nu se uită. De unde avem oare ideea asta că ceea ce ni se face, situația s-ar îmbunătăți dacă facem și tot la fel? Ce-ar fi să răspundem cu blândețe? Credeți că bărbatul sau femeia aia la care strigăm, nu?
să ne țipăm punctul nostru de vedere, o să înțeleagă mai bine dacă urlăm? Deloc nu o să înțeleagă mai bine. Dacă dai volumul mai tare, nu? Nu se întâmplă niciun fel de comunicare corectă. Apostolul Pavel a avut de a face cu foarte mulți oameni lipsiți de amabilitate. Hai să nu le zicem prost crescuți. Dar oameni răi, cu totul contra mesajului său. Frați, chiar frați de credință, evrei, ca și el, în total dezacord cu modalitatea lui de a predica, nu? Cu stilul său. Dușman care îi voia moartea pur și simplu. În Filip, aici unde el scrie să fim blânzi și blândețea noastră să fie cunoscută de toți oamenii, erau două femei care se luptau să rupă biserica. Le chema Evodia și Sintichia. Să știți că necazurile astea, luptele din biserici, nu le poartă numai bărbații, nu? Și nu sunt o noutate a secolului nostru. Asta s-a întâmplat încă de pe vremea Apostolului Pavel. Era două muieri aici care voiau să rupă biserica. Și Pavel a scris mult despre blândețe și bunătate și cu privire la relațiile cu aceste două femei. Trătați oamenii care vă deranjează cu bunătate și cu blândețe și veți descoperi că se rezolvă lucrurile foarte repede. Spune mulțumesc, spune Merry Christmas, lasă-l să treacă mai întâi. Acum, în lumea asta foarte sofisticată în care noi trăim, spunea Andrei Pleșu într-o conferință că undeva în Germania, la o conferință, când s-a terminat, a deschis ușa unei doamne. S-a lăsat-o să treacă, nu? Era politicos, era cavaler român, de viță veche, nu? La care femeia s-a întors la el, uitându-se urât, spune: ce mă, tu crezi că eu nu știu să deschid o ușă? Cine ești tu ăla care, nu? Depui jos pe noi femeile că nu suntem capabile să deschidem o ușă? Acum este și periculos să fii politicos, că nu știi cum se interpretează în această epocă lucrurile. Dar vorbește calm, mai ales atunci când situațiile sunt tensionate. Fiți blânzi cu toți oamenii, mai ales cu oamenii aceia care sunt cei mai deranjanți. De ce să ne purtăm așa? Sunt trei motive pe care Apostolul Pavel ni le dă pe urmă în scrierile lui. El spune: pentru că Domnul vine în curând și acea persoană are nevoie de Iisus. Spune: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. E adevărat, Domnul e aproape, vede ce faci, dar în același timp și venirea Lui este aproape și omul ăsta care acum te deranjează poate fi câștigat să fie pregătit pentru venirea apropiată a Domnului Iisus Hristos. Mărturia noastră depinde de atitudinea pe care o avem. Apoi, în al doilea rând, să știți că oamenii mânioși sunt de obicei oamenii răniți. Oamenii care sunt răniți, de obicei rănesc foarte ușor pe alții. Răniții nu au nevoie să li se răspundă cu mânie. Casărița aceea poate fi rănită de ofensele unor cumpărători care au fost înaintea ta. N-are nimic cu tine. Zgârcitul acela cu care ai de-a face, nu, în schimbul, eu știu, comercial, poate și aduce aminte într-o zi și el de singurătate, de pierderile avute, de sărbătorile copilăriei sale. Rănitul are nevoie de ulei alinător pe rană și nu de dureri noi pe care se le produci tu cu atitudinea ta. Și în al treilea rând, cu blândețe, poți face o mare diferență în viața altor oameni. Când te simți neglijat, abandonat, uitat, atunci când duceai norul întristărilor tale în orice loc însorit în care mergeai, cine ți-a făcut bine pe vremea aceea? Cine ți-a făcut bine? Nu cumva ți-au făcut bine oamenii aceia amabili, drăguți, care s-au purtat fain cu tine? Oamenii ăștia răi din jurul tău au nevoie de cineva amabil, drăguț, care să-i ajute în situația în care ei sunt. Și ultimul lucru,
Ce să faci când, cum să faci față problemelor deranjante? Sunt probleme deranjante, mai ales de sărbători. Apostolul spune în continuare, zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în fiecare lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetele 6 și 7 din textul pe care l-am citit în această seară. Suntem în fața unor probleme de sezon. Okay? Probleme financiare, dificultăți financiare, cadouri nedorite sau dorite și neprimite, nu? Cerințe nerealiste din partea altora și mai ales din partea unor membri ai familiei noastre, nu? Poți să ai surprize din partea copiilor. În loc să-ți aducă un cadou, îți fac o pagubă, nu? Cumpără ceva pe banii tăi. Cuvântul îngrijorare pe care îl folosește Pavel aici este un cuvânt foarte interesant. Înseamnă a fi tras în două direcții. Cineva trage de tine în două direcții diferite. În engleză e și mai ciudat, vine de la verbul a ștrangula, a strânge de gât. Sunt situații prin care trecem așa de dificile, nu? Îngrijorările acestea sunt lucruri care par să ne rupă în bucăți, care par să ne strângă de gât, care par să ne smulgă orice bucurie din sufletele noastre. Soluția lui Pavel este simplă, roagă-te. Rugăciunea ne ajută să rămânem concentrați pe adevărata realitate în care noi ne găsim. Despre Martin Luther se spune că se ruga 2 ore în fiecare zi, cu excepția zilelor când era ocupat. Atunci se ruga 3 sau 4 ore. Noi facem exact invers. Când suntem ocupați, ne rugăm foarte puțin și când nu suntem ocupați, atunci mai putem să mai zăbovim la rugăciune. Luther gândea complet diferit. Spunea, cu cât sunt mai ocupat, am mai mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune, de aceea se ruga mai mult. Rugăciunea, spunea cineva, este timp petrecut cu cineva care te iubește. Aduceți-vă aminte când îi făceați curte soției, erați tineri, ardeați de nerăbdare să petreceți timp cu ea sau ea cu tine, nu-i așa? Pentru că era o persoană care te iubește și pe care o iubești. Relația noastră cu Dumnezeu este relație de dragoste. Avem poruncă să-L iubim pe Domnul Dumnezeu nostru mai mult decât orice, decât oricine în lumea asta. De aceea, rugăciunea trebuie văzut ca un timp pe care îl petreci cu o persoană care te iubește. Împărtășești cu persoana aceea pentru că ea te înțelege. Singura persoană din lume care te înțelege cu adevărat este Dumnezeu. Ceilalți oameni se facă, te înțeleg sau eventual înțeleg câte ceva din ceea ce se întâmplă cu tine. Altfel ești complet singur în această lume. Petreci timpul cu cineva care te poate ajuta. Te poate ajuta. Toți oamenii la care apelăm de cele mai multe ori spun, mi-ar face plăcere să te ajut, dar nu pot. Nu. Asta e prea mult pentru mine. Te conectezi rugându-te la resursele cerești a unui Dumnezeu atotputernic. Găsești odihnă în mijlocul unei vieți agitate, mai ales acum de sărbători. Găsești odihnă pentru sufletul tău. Începi să vezi viața din perspectivele lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu. Astea sunt câteva efecte ale rugăciunii extraordinare. Și mai ales în vreme ca aceasta de stres, de de agitație, am avea foarte mare nevoie exact de aceste lucruri. În concluzie, vreau să spun că mai ales în vremurile acestea agitate de sărbători, așa, păstrează o perspectivă corectă. Sărbătorile vin și se duc. Oamenii sunt agitați, sunt obosiți, trebuie să-i înțelegi și să-i accepți așa cum sunt, să-i ajuți eventual. Iisus este prilejul bucuriei Crăciunului.
nu circumstanțele, nu cadourile, nu pomul de Crăciun și luminile și decorațiile și toată istoria asta uriașă și teatrul ăsta care se creează în jurul acestei sărbători, care de cele mai multe ori nu are nimic de a face cu Domnul Iisus. Schimbă atmosfera tensionată și morocănoasă prin blândețe, prin bunătate. Fă față problemelor nu fugind mai tare de ele, ci oprindu-te pentru a te ruga Tatălui. Ai mult de gătit, soră, vin musafirii, vin copiii, vin rudele, vin, eu știu, sâmbătă sau duminică, la lunch, dinner sau cine știe când. Ai o listă uriașă de făcut. În loc să te plângi, să te agiți, să fugi de la o oală la alta, de la o cămară la frigider și așa mai departe, fă-ți un timp, măcar de 2-3 minute, du-te în dormitor, închide camera și roagă-te. Doamne, dă-mi pace și liniște sufletului, pentru că sunt așa de agitată. Haideți să ascultăm cuvintele astea ale Apostolului Pavel, care sunt extraordinar de potrivite pentru o vreme ca aceasta. Să le citim din nou și apoi să ne rugăm Domnului și vă invit să ne ridicăm în picioare. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Haideți să ne rugăm așa cum suntem.